În data de 3 martie, o locomotivă a unui tren CFR de marfă a deraiat în județul Vâlcea. În 13 martie, două trenuri s-au ciocnit în Teleorman. În 24 martie, un tren de marfă a fost la un pas de deraiere în Valea Jiului, pe secția magistrală 202, linie dublă, electrificată, pe care circulă foarte multe trenuri de călători, dar mai ales de marfă. Concret, mecanicul de locomotivă al unui tren de marfă care circula pe acolo a observat în fața sa o ciupercă a șinei ruptă și a frânat de urgență, reușind să oprească trenul înainte de a se produce o catastrofă. Informația oficială și imaginile video sunt publicate pe site-ul clubferoviar.ro. Potrivit publicației online clubferoviar.ro, mecanicul de locomotivă al marfarului a observat în fața sa ciuperca șinei ruptă și a frânat de urgență, reușind să oprească trenul înainte de a se produce o catastrofă. Dacă locomotiva a apucat să intre cu viteză în zona de șină cu ciuperca ruptă, nu ar mai fi putut fi evitată deraierea, consemnează autorul articolului Adrian Bărbulescu, care mai declară că poate și mai grav decât incidentul în sine, oarecum explicabil din cauza vechimii șinei, în contextul subfinanțării cronice de decenii întregi a infrastructurii feroviare, este faptul că nu există nicio avizare despre producerea lui. Ordinul de a ține sub preș ce s-a întâmplat a venit de la București, chiar de la directorul general al Companiei Naționale de Căi Ferate, CFRSA, Ion Simu Alexandru. El a ținut morțiș ca incidentul să nu apară în spațiu public. Într-o postare video se poate vedea și în ce stare jalnică este calea ferată în zona stației CFR Pietrele Albe. Uitați-vă pe ce merge.